A plecat rândul ăla de mașină, a plecat, da? S-au dus către o parte de la... Că la Bozârlău? Da, și merge pe acolo? A vorbit fata aia acolo. Aici niciun caz. S-a zis la 1.30 bagheta. Rău, se circulă greu tare. Sunt doburi de zăpadă? Sunt. Deci nu, se circulă greu. Mai sus de la Mătești, Milcov? Nu, n-am fost în partea aia acolo. Deci e greu. Știți că e drumul închis? V-a zis ceva că e închis, dar acum nu știu până unde o fi închis sau nu. Dar se circulă foarte greu, cel puțin la intrare în Lomotești, e dezastru. Cum se circulă? Are rău. Fii greu, dar până la Milcov nu-i problemă. Cum e? Cum se circulă? Să troienești repede. Iar pe acolo, în mașini blocate ceva? Nu, e liber drumul, e liber, nu e nimic blocat. Să troienești. Dar mai sus de Gologanu? N-am fost, până în Gologanu. Oamenii ce zic? Nu, în centru la Gologanu. Doar până acolo. Mai încolo nu știu ce e. Păi e teamă să retrăiți iarna de anul trecut? Da, nu mă sperie iarna, îmi place. Codul portocaliu a fost prelungit până la ora 7:30 și prevede viscol, vânt peste 70 de km pe oră la rafală și din soare, vizibilitate sub 200 de metri. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că nu putem încă să intervenim pe foarte multe drumuri. Situația la ora actuală este următoarea, avem 4 drumuri naționale închise, Măicănești și Orești în dreptul localității Stupina, Dumbrăveni, Gologanu, Tătăranu, Ciorăști, deci sunt mai multe drumuri naționale, de asemenea 6 drumuri județene închise. Avem localități izolate, 7 localități, de sate componente ale comunelor Măicănești, Milcovu, Tătăranu, Țifei și Vânători și avem 21 de localități nealimentate la rețeaua electrică, unde intervin 21 de echipe de la electrica. Ce știm noi foarte clar este că toate utilajele și sunt, după părerea noastră, suficiente, respectiv 20 de utilaje pe drumurile naționale și 33 de utilaje pe drumurile județene, așteaptă momentul în care se oprește vântul ca să putem interveni. Din punctul nostru de vedere, considerăm că astăzi, până la sfârșitul zilei, o să repunem marea majoritate a drumurilor sub circulație.